Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Atac la Cenzură. Cred că în seara asta ar fi trebuit să-i salut și pe copii, pentru că este o emisiune pentru ei. Mâine seară e seara de moș și ne-am gândit că să anticipăm un pic ce va aduce unora moșul. Știm că sunt foarte mulți copii și sunt foarte mulți maturi pasionați de Lego. Vom vorbi de Lego în această seară, pentru că Baia Mare e etalon din acest punct de vedere al construcțiilor Lego de mari dimensiuni la nivelul României. Cred că în acest moment putem să spunem că e singurul oraș din România care are astfel de construcții Lego, să zicem gigant, că sunt foarte mari. Dacă vă spun că una dintre construcții are peste 2,80 m, vă dați seama cam la ce dimensiune vorbim. Și toate lucrurile acestea sunt făcute de om, un pasionat, din bani proprii și sunt expuse în vitrina unui magazin. Nu ne lasă ce ne au să dăm și numele, dar puteți să ajungeți acolo în zonă, deși nu sunt cu vânzare aceste expoziții. Nu, expoziția nu e cu vânzare, așa că nu facem reclamă la absolut nimic, pentru că nimeni nu profită. Dar din pasiune, omul acesta pune o grămadă de bani la dispoziția unui alt pasionat care le construiește. Și acel pasionat e în această seară în studio, Felix Mezei, pasionat de Lego. Bine ai venit, Felix! Bine te-am găsit, Romeo, Iată, și după bună 2 ani seara. ne revedem! Da, 2 ani și o lună, 2 ani și o dar lună ai făcut tu calculul. am vizionat aseară pe YouTube emisiunea trecută, pot să-i spun. Era sub auspicii mai triste. Era a doua zi, ultima zi de doliu național după accidentul de la Colectiv, da. colectiv. Acum s-au trecut 2 ani și Și mâine seară e le spun moșul. bună seara și telespectatorilor noștri, Și da. toți credem în moș și toți așteptăm ca moșul să vină. Am o teorie cu moșul ca să le aducă tuturor de undeva trebuie să ia. Eu sper să nu ia din vitrină. Sper. Să nu ia din vitrină. Da. Adică la ce ai construit Da. acolo, e păcat să nu ajungă și la alți pasionați, măcar vizual, ceea ce tu ai reușit. O să dea colegii imagini din această vitrină. Am spus bine, unical la nivel național. Eu sunt pasionat Lego și am cam colindat prin țară. Deci excepția, să zic, a expozițiilor care s-au organizat și în Baia Mare, au fost câteva expoziții. Aici vorbim despre o vitrină a unui magazin, deci magazin privat. Așa ceva am văzut doar în Cluj, timp de un an, dar acolo este un magazin certificat Lego, deci e mult mai oficial și cu fonduri mai numeroase. Iar în alte părți, prin țară, am văzut doar seturi oficiale Lego, adică cele pe care le poți cumpăra, erau asamblate și putea să le vadă lumea. Ceea ce facem noi aici la magazinul Cucubau e ceva deosebit. Scuze, numele magazinului. Da. CNA-ul e pe noi, aș prefera să. Îți cer iertare. Pe de altă parte, cred că toți băimărenii știu despre ce este vorba. Aici este și o glumă. Poți să spui, a fost un concert într-unul din mall-urile din Baia Mare. Păi avem unul singur. Le cer scuze și celorlalte magazine din Baia Mare, magazine jucării, dar ei nu fac așa ceva, nu am văzut. Deci Da, am înțeles. îmi cer iertare. Da, Sper să deci nu ai probleme. administratorul acestui magazin, din pasiunea lui, Da, din oferă pasiunea. bucurie celor mici, celor mari, Da. pentru a privi. Că asta nu este expoziție cu vânzare, da? Am spus bine. Nu, nu, Nu nu. Este, se deci este. comercializează exponatele. Eu tot fac paralelă cu pictura, deși n-am veleități artistice. E ca și cum ar fi un șevalet expus, alb. Iar noi, din când în când, facem câte o lucrare pentru băimăreni. Băimărenii sunt destul de norocoși față de locuitorii altor orașe. Norocoși în ideea că le place o asemenea vitrină expusă. Sunt norocoși pentru că în alte orașe, cum vă spuneam, nu am văzut așa ceva.
Ai spus că nu ești un artist. Dacă nu ești artist, nu ai cum să faci lucruri de genul. Sunt inginer și pentru că poporul român nu prea vorbește limba română, peste tot unde merg să mănânc, mă întreabă cei de acolo, serviți aici, probabil ei mă cred ospătar, că numai ospătarul servește. Felix, așa. Înainte da. De a te cunoaște, când îți știam construcțiile, da. Eu am fost convins că tu ești arhitect. Nu, sunt pasionat, dar nu am studii. Aici am vrut să ajung nici de pictură, nici de artă, de nimic. Doar că la un moment dat, ca și romii, să spun așa, cântă după ureche. Și de multe ori cântă mai bine decât cei care fac conservatorul. Dar asta este construcția. Da, asta e una dintre construcții. Da, pentru prima dată am împărțit, să spun așa, vitrina cu un bun prieten de-al meu, Horia Nașcu. El a avut ideea... Horia e și în imagine. Da, da, da. Da, deci da. Cu spatele cu da. Băscuța în da. Cap. El a avut ideea... Copii, wow! La căscată, da. Wow! Păi e chiar wow ceea ce... Horia a avut... Nici el nu e de meserie arhitect sau e chiar profesor universitar de limba engleză la Universitatea de aici din Baia Mare. El a avut ideea să facă o spirală pentru trenuri. E cea pe care puteți să o vedeți acum. Și pentru că e un tip serios, tinde la mai mult și a dorit să facă un record mondial. Acum, noi bineînțeles că nu l-am omologat la Guinness Book sau eu știu pe unde, dar maxim ce a văzut Horia pe internet era undeva la 10 spire. Aici sunt 22 la 2,70-2,80 m până în tavan e construcția. Și de asta spun, poate cineva, eu știu, acasă o fi făcut mai mare, dar în vremurile moderne în care pe internet tot ceea ce faci repede postezi, noi n-am văzut, încă nu am găsit. Nici o spirală. Chiar a lansat întrebarea pe YouTube, this is the tallest, adică cea mai înaltă, și deocamdată nimeni nu a sărit că nu a lui venit mai nimeni înaltă, să dea mai mult. Și am înțeles că va veni un mare specialist din Olanda, un blogger cu milioane de nu știu cum le spune, vizitatori. Și a și cumpărat deja bilet de avion, va veni săptămâna aceasta să vadă cu ochii lui lucrarea, probabil să scrie ceva despre asta. E impresionant. Fascinant pentru copii, da, e fascinant. În continuare a ei am făcut un orășel cu blocuri înalte, așa cum, băi, mărenii, poate cei care încă nu au apucat să vadă, sigur vor vedea, pentru că de obicei o vitrină ca și asta lucrăm la ea mai mult de 2 luni jumate și va sta aproape un an. Tu ai lucrat în permanență lângă Horia, bănuiesc că erați amândoi, unul între stânga, unul în dreapta. Nu, aici sunt niște filmări în momentul în care făceam niște reglaje. Noi am lucrat acasă fiecare separat, e imposibil să lucrez deodată. Gândiți-vă că această vitrină teoretic stă pe o masă ca să fie la nivelul privitorului. Noi facem vitrină și pentru cei din interior și pentru cei care nu intră în magazin și se uită doar de afară. Trecători, oameni în vârstă care nu sunt interesați. Da, spațiu atunci, de expoziție, de da, fapt. Gândește-te că Horia, ca să poată, chiar a fost ajutat și de soția lui, ca să poată să instaleze această spirală, a avut nevoie de scară. E scara aceea nu putea să o pună pe blocurile mele. Deci prima dată a făcut el și cu soția lui spirala, iar apoi într-o noapte am instalat eu blocurile și restul orașului. Ne-am inspirat dintr-un film, a fost ultimul film Lego, Ninjago Movie se cheamă, a fost și la cinematograful de nostru. Celebru printre copii. Da, și fiind acțiunea acestui film, fiind undeva într-un spațiu asiatic, Thailanda, așa ceva, că nu e european. Da, de aceea cei care trec prin fața magazinului pot să vadă un port, așa niște imagini cu pescari în stil asiatic. Da, eu n-am vorbit cu Horia pe tema asta și de-aia mă gândeam că voi lucrând, că ați lucrat împreună și ați mai schimbat, el dintr-o pasiune face sau e vechi colecționar și... El a fost pasionat de trenuri, din ce mi-a spus, dar nu trenuri Lego, deci erau altfel de trenuri în copilăria lui și întâlnindu-l acum 2 ani de zile în magazin ca un simplu client, m-a întrebat despre trenuri Lego și uite că i-am transmis microba, așa că trebuie să ai și tu grijă, așa.
iar a început să colecționeze trenuri, să cumpere din ce în ce mai multe și așa i-a venit lui ideea acestei spirale. Din păcate, nu are așa de mult timp liber cum am eu, dar acest record mondial, eu zic că e ceva binevenit și pentru România, și pentru orașul Baia Mare, și pentru Băimăreni, chiar dacă copiii sunt impresionați de înălțime, de cum merg trenurile, noi eu totuși ne mândrim. Pe Facebook, acest rulet, mă rog, a pus această spirală pe Facebook de vreo săptămână și ceva, era chiar la ceva, câteva zile după ce curia terminat. Da, încă orășelul nu era construit. Da, încă. nu era construit și a avut o mare priză și la adulți. Da, da. Că pasiunea asta dăinuie. Noi care n-am avut în vremea copilăriei posibilitatea să ne jucăm cu Lego, acum începem și noi să construim, să ne imaginăm ce am putea face din câteva... Colegii mei din țară toți, unii sunt avocați, alții doctori, deci avem diverse profesii și toți suntem pasionați de Lego, dar avem și copii în rândul nostru, adică avem un forum pe care ne întâlnim și acolo mai schimbăm idei și... deci pasiunea asta e ca oricare alta, necesită fonduri și timp. Toate pasiunile sunt costisitoare, dacă ți-o cultivi la un nivel și tu ai ajuns la un nivel ridicat, ești cunoscut internațional deja, nu mai e Felix Meze doar pentru cei din Baia Mare. Da, dar e o pasiune... E foarte greu de transportat orice lucrare ai, e foarte greu de transportat în alte țări. Și, în general, expozițiile se fac cam cu pasionații din orașul respectiv. Chiar am fost la o expoziție în Debrecen acum 2 săptămâni, era ceva extraordinar. La noi se fac mai puțin, noi suntem puțin la început aici în România, la început nu neapărat ca și cluburi, ci la început ca și amploarea expozițiilor pe care le facem. Da, asta este a opta diorama, a opta vitrină, cum vrei să o numești, în același loc, în același magazin, cam 6 luni, un an, păstrăm câte o vitrină din asta, pentru că fondurile investite sunt extraordinar de mari și munca... Ce a semnat ca financiar, dacă pot să spui eu? Păi, ținând cont că e pentru prima dată când ne-am dezvoltat la verticală, până acum era la fel de multă muncă, dar nu erau construcții atât de înalte, am ajuns la această vitrină undeva la 7-8 mii de euro. Dar țin să le mulțumesc celor de la Lego România, echipei Lego România, pentru că e deja a doua vitrină la care ne ajută. Am investit foarte mult și din banii proprii și din banii prietenului meu, patronul magazinului Roland Olaioș. Sunt și seturile mele oficiale cumpărate și ale lui, plus foarte, foarte multe piese comandate din mai multe țări. În România este un singur site în Cluj de pe care se pot cumpăra piese. Când ai nevoie de foarte, foarte multe, atunci se apelează la străinătate. Dar încă o dată, Lego România ne-a ajutat cu o parte dintre piese. Mi-ai spus așa, vitrină. Că aceste construcții sunt luate din film, da? Da. Că mi-amintesc, făcusem emisiunea când lucrai la Piața Cetății. Pe final vreau să te întreb o chestiune legată de Piața Cetății. Da. Dar atunci stăteai zi de zi în Piața Cetății, măsurai, puneai, urmăreai în ce direcție este îndreptată fiecare ramură din copacii de acolo. Da. Aici de câte ori te-ai uitat la film ca să poți face construcțiile din film? M-am uitat o singură dată. Filmul a fost doar la cinematograf, deci încă nu poate fi văzut, este foarte, foarte nou, e cel mai nou film Lego, nu poate fi văzut pe DVD ca să poți să oprești filmarea, așa. Și trebuie să recunosc că sunt un mare fan al limbii engleze și un mare fan al actorilor. Actorii cei mai renumiți de la Hollywood dau vocile, cum se spune în limbajul vostru de televiziune, dau vocile pentru actori. Și să mă ierte cei care traduc sau, cum se spune, dublează,
nu prea îmi place să văd un film în limba română de un, nu știu, cu vocea unui Vasile sau... Era celebră. Să mă ierte. A, bine, măcar ea avea aceeași voce și la Jackie Chan și la Chuck Norris și la Julia Roberts, da. Deci o singură dată am văzut filmul. Vitrina nu copiază într-adevăr tot ce este, tot ce apare în film, dar personajele principale, cei buni, conduc anumite nave. Se și poate vedea nava cea albastră, mai este un robot roșu, acum în imagine. Deci apar personajele principale. De ce? Pentru că în magazin, de multe ori părinții intră, tu spuneai că nu poate fi, nu e pentru vânzare vitrina, deci nu facem reclamă ascată. Într-adevăr, nu vindem absolut nimic din vitrină. Mai dăm cadou câte o floare, câte un animăluț unui copil mai insistent, dar aici sunt puțin limitat în creație. De ce? Pentru că încercăm să punem și seturi oficiale pe care părinții, totuși, dacă moș Nicolae vrea să vină cu ceva, copiii pot să-i scrie lui și atunci moș Nicolae să știe ce se ia de pe raft, să nu -mi strice mie vitrina. Deci, într-un fel, nu toată această dioramă e creația mea. Mai sunt și anumite plasări de produse oficiale Lego, să le spun. Înainte de a face o astfel de construcție, stai, desenezi, tai, măsori? Nu, absolut deloc. Singura chestie pe care o facem, eu cu prietenul meu, Roli, stabilim cam pe unde să fie străzile și unde să facem blocurile. Dar nu spun că și schema aia suferă modificări. Dar ce mă întreb tu de fapt? Mă întreb vis-a-vis de construcții. Da, dacă construcții, dacă prima dată niciodată, o creionezi și după aia îți cauți, după aceea îți cauți fiecare piesă. Nu, absolut deloc. Aici este... Că piesele nu sunt comandate, tu faci desenul și îți face firma Nu. Asta este prima întrebare pe care mi-o pune toată lumea și la expoziția de la... Copiii te întreabă, da? De la Muzeul de Istorie și Arheologie a județului Maramureș, unde am avut expoziția la Noaptea Muzeelor. E prima întrebare pe care mi-o pun copiii sau adulții. De ce? Pentru că nu pot să creadă că Piața Cetății sau Turnul Sfântul Ștefan este atât de bine fără să-mi facă mie Lego ceva special. Nu. Sunt exact jucăriile pe care ei, piesele pe care ei le găsesc în jucăriile de pe rafturi. Doar că aici intervine arta, tu trebuie să vezi cu forma respectivă, odată trebuie să cunoști toate piesele care există. Unele sunt încă în producție, altele nu mai sunt. Toate aceste piese trebuie să le cunoști, cumva să le procesezi ca un calculator, să le ai în minte. Ulterior, să le poți folosi ca să faci forma pe care ți-o dorești. Da? O să mă scuze domnul Protopop Ioan Roman, apare în Piața Cetății ca personaj, are o pelerină neagră de preot, dar de fapt e al lui Darth Vader din Star Wars. Așa. Ceva ninja. Da. Deci aici intervine arta. Deci nu fac schițe, nu fac absolut deloc, nu-mi pregătesc nimica, doar încerc cu foarte, foarte multă muncă și timp să fac experimente, să văd potrivește piesa respectivă, nu potrivește. Creatorii de la Lego, cei care fac seturile oficiale, ei lucrează câte 2-3 ani pentru o singură căsuță de genul celor pe care le-am făcut eu în vitrină. Și atunci, bineînțeles, au programe de calculator, unde se chinuie în funcție de ce piese dorește Lego să pună în producție, dar la mine, undeva în 2 luni, trebuie să termin vitrina. De ce? Pentru că, din nefericire, toate aceste vitrine, acum, cum vă spuneam, am ajuns la 8-a, toate vitrinele acestea se distrug. Și din piesele respective o fac pe următoarea. Și atunci nu vrem să fie o pauză foarte mare în vitrina magazinului. Deci timp de 2 luni jumate mă chinui foarte, foarte mult. Dorm câte 5-6 ore pe noapte maxim, să nu-ți mai spun că și visez în timpul ăla scurt. De presiunea asta și de stresul că, uite, trebuie să fie vitrina gata. Și cu piesele pe care le avem și ne vin idei noi, mai comandăm și altele și atunci tot timpul schimbăm. Niciodată nu folosim același lucru în vitrină. Deci dacă am făcut un fel de copac, nu-l mai fac la vitrina următoare. Băimărenii și copilașii, în special, ei sunt foarte atenți la detaliile astea pe care noi adulții nu le observăm și ei văd foarte clar dacă s-a folosit același lucru, se plictisesc dacă e același lucru. Noi tot timpul venim cu ceva mai nou și mai nou. Da, noi vedem spectaculozitatea unei construcții, în schimb copiii merg în detaliu, cred că deschid
fiecare geam, dacă îi lași de la clădire, iau fiecare personaj de acolo pe care tu, mai ales că ei cred că îi cunosc pe toți cei care sunt acolo. Bineînțeles, și te judecă instant, deci chiar mie îmi place foarte mult. Ți-a reproșat vreun copil că l-ai fentat în imagini? Reproș nu, pentru că îi consider bine crescuți pe Băimăreni și pe copiilor, dar îi mai auzi, lumea nu știu de ce se ferește de clienții dificili. Clienții dificili în orice industrie sunt cei mai buni. Doar de pe urma lor poți să înveți și poți să ai un produs mai bun. Toată lumea se ferește de clienții dificili. Eu îi mai aud pe copii spunând, uite, acolo e același personaj, cum ar fi de două ori Batman în aceeași vitrină. Și atunci mă feresc să fac chestia asta. Dar niciodată nu spun că nu le place trenul ăla sau ei. Ea, Felix, vedeți că acolo ați greșit. Nu. Ați uitat fereastră. Încă o dată mă gândesc că părinții mai merg în excursii cu ei și chiar n-au văzut nicăieri în peregrinările lor, în afară de vitrina. Este în Germania. Aceasta. Tu ai fost în Germania la Legoland? Nu, pentru că trebuie să mă pregătesc cu transfuzii de sânge, vorba aia românului, să nu-ți faci sânge rău. Nu, n-am fost deocamdată, dar acolo foarte mulți băimăreni și-au dus copiii și se fac și excursii. Deocamdată nu am fost. În schimb, cei de la compania Lego au făcut ceva extraordinar. Și-au îmbunătățit parcurile acestea, ca să le numim parcuri. De ce? La Legoland, din cauza faptului că se investesc foarte, foarte mulți bani pentru anumite atracții, de multe ori atracția respectivă nu mai există de cumpărat casetul. De ce? De exemplu, este atracția Pirații. Lego produce cam 2 ani, 3 ani câte un joc și nu mai face ulterior. Face Pirați, dar după 5 ani. Și de multe ori la Legoland, când mergi, vezi o anumită, eu știu, Albă ca Zăpada sau eu știu ce atracții mai au ei acolo, dar de fapt nu poți să cumperi. Și atunci ce au făcut? Anul acesta, și chiar îndemn pe toți cei care au posibilitatea să meargă în Danemarca, sunt zboruri directe din Cluj, direct către orașul Billund, se cheamă, unde e sediul companiei, au făcut un muzeu interactiv, se cheamă Casa Lego, e ceva fascinant, cu miliarde de piese. În fiecare încăpere, de e câte o hală imensă colorată, în fiecare încăpere e câte o interacțiune. Luăm publicitate și ne întoarcem, Felix, cu partea a doua. Da, mai vorbim puțin despre construcții. Va fi foarte scurtă. Copii, adulți, publicitatea, ca să ne mai putem bucura de aceste imagini. Nu se poate face. Nu-ți numeri niciodată piesele pe nu, care le pun. Pentru că, din nou, n-aș vrea să fiu înțeles. Asta mi-ar plăcea să știu. Câte sute de mii de piese, da, pot să zic sute de mii? Sunt sute de mii de piese pentru o astfel de vitrină? De ce nu se poate face asta? Pentru că e un act de creație. E, din nou, să nu mă judece greșit lumea, fac de multe ori comparația cu pictura. E ca și cum l-a intrat pe un pictor, de câte ori a dat cu pensula și a mai pus un gram de vopsea. Deci aceasta este spirala pentru cei care n-au văzut prima parte. E imposibil și cum glumea cineva, un bun prieten de-a meu, Grigore Tomeaga, a plecat, din păcate, definitiv în Anglia, era un mare pasionat Lego, e vorba aceea că neamurile bune au plecat și noi neamurile mai rele am rămas. El zicea că nu-i bai, că până o desfințesc peste un an tot ai timp să mai pui câte ceva. Atâta e viața unei... Uite că te-am întrerupt, dar da, revenim la viață. Deci niciodată nu-ți numeri câte piese nu sunt... Nu că nu ai cum. Nu ai cum. Deci în momentul creației nu poți să te uiți, vai, am pus 10 frunze pe copacul ăsta sau nu. De multe ori mi-aș dori să am atâta timp, numai timpul pe care, în care am lucrat degeaba. Că făceam câte ceva și stricam că nu-mi plăcea cum a ieșit. Deci nu ai cum. Dacă ai face... Am făcut, de exemplu, cazinoul din Cluj. Pasionații sau cei care doresc să vadă lucrarea respectivă pot să o vadă pe site-ul meu. Am un site, nu fac publicitate, că nu vând nimica, nu mă nici promovez, n-am Facebook, n-am pe YouTube, n-am nimic. Nu ți-ai făcut o pagină de Facebook? Nu, nici nu o să am niciodată. Nu-mi place pisica ta, nu-mi place să văd ce-a făcut copilul tău. Dacă îmi place de tine, nu vin să-ți dau, nu îți dau like, vin în emisiune și spun, Romeo, chiar îmi place de tine. Deci nu am Facebook, nu cred în așa numită socializare. Cineva care vrea să... Nu, cine... Ce păcat să nu ai într-o...
lumea tehnologiei, unde informația se propagă cel mai repede. Sunt atâția care au de toate, încât nici nu are rost. E părerea mea. Nu lipsesc de toate. Poate sunt eu de modă veche. Așa, deci pe site-ul respectiv puteți să vedeți clădirea vechiului casino din Cluj, o clădire istorică, a fost reabilitată. E singura mea lucrare unde am lucrat pe calculator timp de o lună jumătate, pentru că trebuia să o termin pentru expoziție din Cluj și fiind o clădire a clujenilor, eram foarte, foarte contratimp și acolo am făcut experimente cu piese, este un program de calculator făcut tot de compania Lego, să văd ce ar potrivi ca să nu trebuiască să comand piesele. Și am terminat după două luni jumătate, am terminat sâmbătă noaptea la 3 și luni a început expoziția. Deci cine vrea să vadă mă gândeam să o duc și în Baia Mare să o expunem undeva. Că în ideea asta te-am întrebat, pentru că tu comas niște piese, dar nu știi câte îți trebuie. Da, da. Deci nu pot să spun cum apelăm pe la prieteni, pe la colecția noastră personală, ca să scoatem câte o piesă, îmi fac tabel să știu de unde am scos piesa, ca să nu uit de ea, că totuși vreau să țin și la colecția mea să fie cât de cât intactă. Deci să-ți răspund la întrebare și ca să închei subiectul numărătorii, nu, e imposibil să numeri. Deci nu ai cum. În casă dacă, la tine bănuiesc că nu mai ai loc de Lego. Da. Bănuiești bine, da. Cel mai interesant e bucătărie, dormitor, cum sunt, cameră de zi, toate sunt. Balcon, hall, balcon. Deci poți să continui, da. Păcat că nu sunt mai mult piesele să poți să dormi pe ele. Așa. Păi bănuiesc că uneori chiar dorm cu capul pe piese de Lego. Prietena mea, Ramona, da, mai doarme în sunetul pieselor de Lego. Da. Când mai câte o palmă, toate zboară deci prin casă. Fără sprijinul acesta nu am fi reușit niciunul dintre noi. Și m-a distrat cel mai mult, am un prieten foarte bun în Constanța, nu ne-am întâlnit niciodată, discutăm pe telefon de 2 ani de zile, aproape în fiecare seară, el spunea ca glumă să ferească Dumnezeu să mor eu și nu cumva să-mi vândă soția mea colecția cu cât am mințit-o eu că am cumpărat fiecare set. Deci cam astea sunt provocările noastre. Cam așa e și în cazul tău, da? Da, da. Uite că aici s-a aflat că e undeva la 7.000 astfel de euro, da, da, astfel de construcție. Până și cifra asta e greu de verificat, pentru că, cum spuneam, avem zeci de mii de piese din vitrinele trecute pe care nu le-am mai folosit, că am zis... Care e viața unei astfel de construcții? Adică ce faci tu, păi, cu ea după ce iese din tren? O distrug în totalitate. De ce? Pentru că am nevoie de piesele respective. Un mare atu al acestor jocuri, al pieselor Lego, este interșanjabilitate. Nici nu știu dacă există cuvântul, cum să-i spun, versatilitate, așa, adică cu aceeași piesă poți să faci altceva. Piesele costă foarte mult să poți să fabrici o anumită piesă, deci o matriță costă, am înțeles, între 200.000 de euro și 500.000 de euro ca să fabrici forma în care se va turna piesa respectivă. Și Lego produce câteva sute de piese noi în fiecare an, dar în general ei cu creativitatea lor încearcă să folosească aceleași piese pe care le-au avut mai demult, poate mai schimbă culoarea, să facă alte lucruri. Ei, așa facem și noi în vitrină. Distrugem tot ce vedeți și facem o altă vitrină. Așa că băimărenii care doresc să vadă fostele vitrine sau eu știu cei care s-au mutat mai recent în oraș și nu le-au văzut, doar pe site-ul meu, deoarece nu mai există în realitate. Ai spus că este a opta pe care ai construit-o. Este a opta, da, da. Lucrurile, creațiile pe care nu le-am distrus sunt piața cetății pe care am făcut-o și au putut să o vadă băimărenii în cadrul expoziție. Manifestării, da, Noaptea Muzeelor. Iar apoi directorul muzeului m-a rugat să rămânem cu expoziția încă o lună, ceea ce am și făcut, ca să o vadă cât mai multă lume. Aceasta e singura lucrare și cazinoul din Cluj pe care ne-am distrus. Dar restul n-au viață lungă. Și n-ai un regret după ce lucrezi două, trei luni? Pe câte o construcție. Am un regret, dar vezi ce se întâmplă, nu ne permitem să păstrăm lucrarea
Din două motive. Nu facem parte din niciun club din România sau din străinătate. Dacă am face parte dintr-un club, am mai plimba vitrina asta, să zic, prin alte expoziții, să o vadă și alții. Dar dacă nu o distrugi, ești nevoit să comanzi din nou și nu ne permitem. Și mai este un aspect care mă deranjează foarte, foarte tare. În lumea asta nebună în care trăim de câțiva zeci de ani, lumea se plictisește foarte repede. Deci sunt convins că sunt oameni care n-au văzut detaliile lucrării, dar deja nu se mai uită la vitrină, că li se pare că aia au văzut-o. Ca la un film, poți să te uiți de 30 de ori, să vezi fiecare mișcare actorului, fiecare intonație sau... Dar de multe ori nici măcar ne propune să mai citim o carte ce ne-a plăcut sau am obiceiul ăsta... Eu în obicei prostesc, de aia nu o să pot să ajung politician, că mi-a plăcut și îmi place să citesc cărți, așa, spre deosebire de alții care nu pot să citească nici de pe foaie. Nu, da? Nu o să ajungi parlamentar. Nu o să ajung parlamentar, politician, da. Poți să ajungi. La emisiunea trecută, de acum 2 ani, deja două partide m-au contactat că le-a plăcut discursul meu. M-am distrat foarte după tare. După cea de astăzi o mai fi încă 3, uite, și deja ești traseist. Aș spera să mă chem tu în emisiunile tale, ca am văzut mare că drag, e singurul care mă inviți să o numim așa vocea publicului, deci nu neapărat oameni interesați care fac parte din partide sau din anumite asociații, văd că mă inviți și pe alții. Știi ce mult mi-ar plăcea, Felix, să vină cât mai mulți din stradă să comenteze? Să n-aibă rețineri ca să apară în direct și să vorbească de anumite subiecte. Din păcate, și asta e vorba română, să te ferească Dumnezeu de ea care n-au ce pierde. Eu nu prea am ce pierde, știi? Alții poate își pierd un serviciu, poate își pierd o sinecură. Pe mine poți să mă inviți fără nicio problemă. Tu ai făcut, Felix, mi-ai spus de Cluj, clădiri importante din Baia Mare, te-ai axat pe ele, pline de istorie. Uite, am făcut săptămâna trecută un subiect, s-a renovat colonia pictorilor. Da, am văzut emisiunea. Vreau să fac o paranteză ca aminte de Cluj. Am fost invitat la Sabin German în emisiune și vreau să-ți dau o temă de gândire. Am văzut că a dispărut. Mă uitam la emisiunea ta și apoi la emisiunea lui. Sper să nu ai aceea soartă, că nu știu cât o să mai poți să faci emisiuni. Noi suntem departe de... Da? Poate și Sabin, poate e în concediu Sabin. Poate n-a deranjat pe nimeni, nu? Sper să nu deranjezi nici tu pe nimeni și să ai continuitate. Voi face numai emisiuni de Lego. Deși și prin ăsta te-a pus deranjat. Am văzut emisiunea cu Colonia Pictorilor, dar... Am rămas puțin surprins. În primul rând, nu sunt un specialist și nu prea îmi place să vorbesc despre lucrurile despre care nu sunt foarte sigur. Nu sunt arhitect. În schimb, dacă aș vedea turnul Eiffel, nu ca și construcție, ci în 2D, cum ar veni. Deci un sticker, un axibild, un autocolant lipit pe o clădire, a zice, mă, v-ați inspirat de acolo. Acum nu vreau să supere, l-ați cam supărat pe domnul Pășcuț și poate nemeritat, dar n-am înțeles totuși, și mie am fost în asentimentul celor de la doi invitați și mie mi s-a părut că seamănă. Dacă eu copie... Mă feresc de cuvântul ăsta, mai ales că dânsul e specialist. O similitudine. Eu tind să-l cred pe domnul Pășcuț. De ce? Pentru că fiind specialist, dacă dânsul zice, eu am mare încredere în specialist. În România nu prea avem specialiști. De-aia când ne vine faianțerul, trebuie să verificăm noi dacă lucrează bine. La serviciu auto trebuie să știi tu să-ți repari mașina ca să vezi ce facă ea. Așa, deci eu tind să-l cred pe dânsul. Dar asemenea celor doi, asemenea părerii celorlalți doi din emisiune, mi s-a părut că seamănă și nu am înțeles la urma urmei de ce ar fi o problemă. Adică ne-am inspirat sau așa ne-a ieșit, pentru că e un lucru frumos. Acum, sigur, nu copiez în totalitate tot, că nici nu trebuie să fii de acord cu mine și cu domnul Pășcuț că nu s-a copiat clădirea. Adică s-a copiat un anumit detaliu. Elementele sau există similitudini între elementele. Și am impresia că nu ați ajuns la un compromis în cadrul emisiunii, adică dânsul a zis, n-am copiat nimic, așa a ieșit, ceilalți doi spuneau, ați copiat și... Până urmă, cei care au urmărit trebuie să aibă concluzia din cea. Dar tu ai face colonia pictorilor? Ai putea o să o reproduci acum din Lego?
Anumite clădiri, aici este foarte greu față de vitrinele pe care le fac la magazin, în vitrină. Aici e ca la piața cetății. Am lucrat 2 ani și jumătate ca să fac cât mai fidel, să respecte, să fie o replică cât mai fidel la pieții. E foarte greu să faci o clădire pentru că de multe ori nu ai putea să faci o anumită formă. Mi-ar plăcea să am asemenea fonduri sau să fie cineva interesat, dar noi nu avem tradiția asta și cultura asta a Lego-ului în România. În vest e ceva extraordinar să faci Casa Albă sau să faci Turnul Eiffel. Și se vând simbolurile foarte bine. Bineînțeles. Ei, eu mi-am pierdut vremea 2 ani jumate cu piața cetății, dacă o duc în Cluj nu știe nimeni ce-i cu aia. Așa? Iar, unde e astăzi piața cetății? Piața cetății... Că ai zis că n-ai dezmembrat. Piața cetății am vândut-o, culmea, am vândut-o unui străin, deci străin de Baia Mare. A venit un străin și vreau simbolul Băii Mari. A fost foarte interesat. Mi-a comandat și turnulețele acelea mici, avem unul între noi, poate o să îl arate colegii din regie. Mi-a comandat și turnulețele din acestea, culmea, o să rămâi surprins de ce le-a comandat, ca să le dea prietenilor și demnitarilor care îl vizitează în Baia Mare. Adică un străin care stă aici chiar o perioadă, nu? Poate simte mai românește decât oficialități de-a noastre care se duc cu autocarul să facă vite în Londra și în Bruxelles. Să se întâlnească cu urmăriri general, așa, dar ținând cont că domnul Dragnea e marele ambasador a turismului nostru, fiind și dânsul condamnat, deci sper să n-aibă tot, peisaj. Să n-aibă aia 50 aceea soartă, dacă sunt tot în turism. Așa, acest străin a fost mai interesat de simbolul nostru al orașului Baia Mare decât alte oficialități. Până să ajungă lucrarea nu vreau să-i dau numele pentru că mulți se împopoțonează, nu sunt în stare să facă un pod sau autostradă, dar ei se laudă pe la toate emisiunile că sunt marketitori. E, acestui om nu vreau să-i dau numele pentru că mi-ar plăcea să rămână anonim, așa. Până să ajungă lucrarea la el, m-a rugat domnul protopop Ioan Roman să îi împrumut lucrarea sau să îi împrumut lucrarea și acum este expusă la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime chiar din piața cetății. Deci cine... Băimăreni pot încă și, vedea. Și cei care nu sunt de acea religie pot să intre în biserică. Lucrarea este superbă. Da. Absolut. Da, și a avut succes la cotă. Absolut tot. Trebuie spus că pentru cei care n-au avut emisiunea, că atunci a făcut emisiunea și, când tu încă lucrai pe... Da, încă nu era gata. Între timp cu colegul tău, cu domnul Marian Ilie, am filmat, am mai văzut emisiunea în reluare la postul Maramureș TV. Am fost ajutat și am pus acolo, am personificat cu minifigurine Lego niște personaje din piață. Culmea, pe domnul Pășcuț, pe care îl apăr acum în emisiune, chiar nu l-am cunoscut și nu am schimbat mai mult de 2 vorbe cu dânsul, dar alții m-au ajutat foarte mult. El era foarte ocupat și uite, într-un fel sunt în asentimentul dânsului că se plângea, ce am reținut cel mai mult, că lucrează foarte, foarte, foarte mult și lumea tot nu-i mulțumită. Așa spunea, că după ce am lucrat 10 ani să fac piața și nu mai știu ce, lumea tot nu-i mulțumită și mă acuză. Ei, așa mă simt și eu, la o asemenea vitrină, vin copiii, se uită o lună, două și după aia gata. După aia nu te mai bagă. Da, sunt atractive piesele Lego. Că construiești sau nu construiești o astfel de figurină cu făcuturile Lego sau că ai tu imaginație și te pui... îți dau o liniște în momentul în care le privești și, sigur, totdeauna te întrebi cum a reușit să construiască un pasionat, un turn, o piață, ăla din Cluj, cazinoul din Cluj, sau construcțiile acestea văzute într-un film. Ai mers la cinema, ai văzut filmul și ai zis, ok, fac construcțiile acestea. E destul de greu. La emisiunea trecută, știi că tot timpul îți fac surprize, chiar acest turnuleț vreau să ți-l dau cadou.
Și la emisiunea, Tudor. La emisiunea, fiul meu va fi la emisiunea trecută de acum 2 ani, mi-a dat o idee să fac și o cărticică, o arăt acum, o cărticică cu instrucțiuni, deci cum se poate construi acest turn. Asta e creația mea proprie. Nu a mai făcut nimeni, din câte știu, o asemenea carte. A ieșit foarte, foarte scump un exemplar din cauza că nu le-am făcut la tipografie, că nu îmi permit să fac foarte multe. Și așa ceva i-am dat și acelui străin, pentru că cei care îl vizitează vin din țări foarte îndepărtate, orice construcție Lego e destul de fragilă și e foarte greu să ajungi cu ea acasă. Și uite că după emisiunea ta m-am gândit, hai să fac instrucțiuni așa cum face compania Lego pentru fiecare construcție. Și le-ai gândit tu fiecare... Da, unde am pus poze cu turnul real, împreună cu turnulețul mic, ca o comparație. Am făcut și istoria. Acesta este chiar în engleză, dar ne... Totul pe banii tăi. Pe banii mei, deci da. Să înțeleagă lumea la ce nivel a ajuns pasiunea ta. Dacă faci ceva, trebuie să faci ca lumea. Dacă nu faci, mai bine nu te apuci. E făcut în engleză, dar am exact același text și în română. Am să-ți dau în limba română, dar tu, asemenea lui Sabin German, când spune el că a hălăduit. Ai hălăduit și tu prin Statele Unite, așa că... Mai hălăduim și noi. Așa. Deci, uite că până la urmă mi-ai dat o idee și ai beneficiat, ca să zic așa. Ce bine e că vii la emisiune din 2 în 2 ani. Între ghilimele, da. Astfel, eu mi-aș uita ideile sau mi-aș epuiza ideile și tu n-ai mai avea de ce să mai vii la emisiune. Am văzut că televiziunea voastră a pus pe YouTube anumite emisiunile în care am participat. Deci dacă cineva chiar dorește să vadă emisiunea cu pricina, îmi poate să intre pe site-ul meu. Da, până atunci copiii să viziteze expoziția voastră. Da, eu nu pot să zic că îi aștept la magazin, în primele zile. Nu sunt angajat acolo, dar magazinul îi așteaptă și Moș Nicolae îi așteaptă cu scrisorile și abia așteaptă să vadă... Da, să meargă să vadă cei care sunt pasionați și vor să vadă aceste construcții, să nu rămână doar cu ochii la televizor sau pe internet. Au acolo acea vitrină pe care ai construit-o cu multă pasiune, 2 luni, ai zis? Două luni și jumătate și ca să m-ai întrebat de ce ajunge din asemenea vitrină, cam o lună jumătate durează să o desfac, să o spăl și să o pun înapoi în cutii. Eu sper ca pe copii să nu-i deranjeze faptul că nu au acces la asemenea blocuri, am făcut blocuri de 20 de etaje și să nu fie supărați că nu există așa ceva de cumpărat, dacă părinții ar avea posibilitatea, dar sper să îi îndemn în carieră și să le ofer așa un țel către care să ajungă. Deci asta îmi doresc mai mult. Trecem peste faptul că e o jucărie sau cât am lucrat. Sper ca în viitor cineva să zică că eram copil și am văzut vitrină. Când ai stat la muzeu, când ai avut o expoziție la muzeu, ai numărat câți copii au fost? Nu, n-am avut cum, pentru că au venit, i-am rugat pe cei de la muzeu, ei m-au rugat să mai, pe lângă noaptea muzeelor, unde doar dacă veneai cu părinții puteai să vezi expoziția. N-a fost doar expoziția Lego, au fost și alte exponate ale lor, expoziții permanente sau de scurtă durată. În schimb, rugându-mă domnul director să mai păstrez o lună de zile expoziția, au venit cu clasele de la școli, de la grădinițe, da? Și am rugat pe cei de la muzeu să mă cheme ca să le mai explic copiilor, dar bineînțeles că n-am putut să stau toată ziua acolo. Educatoarele sau învățătoarele sau profesoarele veneau când aveau timp liber. Eu ți-am urmărit explicația, știai despre piața cetății, piața cetății din Baia Mare, nu despre ce ai construit tu, istoria pieței cetății, mult mai bine decât mulți arheologi și istorici. Vreau să-i apăr, eu glumesc, sper să nu fie o minciună, eu glumesc spunând că știu mai multe decât fiecare în parte. Asta ar fi cea mai bună explicație. De ce? Că pe arheolog poate nu-l interesează ce au făcut arhitecții. Arhitecții au pus într-o lumină mai modernă piața. Ei, pe arhitect poate nu-l interesează istoria. Am citit foarte multe cărți despre istoria Băii Mari și, cum vă spuneam, mai stau pe acolo prin piață și vorbesc. Chiar era interesant să se poată duce această construcție pe care a făcut-o piața cetății pe la grădinițe, școli și în orele de istorie să li se explice. Ne lipsește partea asta practică.
Îți povesteam de creatorul Grigore Tomoaga, este foarte încântat în Anglia, are 2 copii mici, foarte încântat de ce fac acolo. Au spus copiii nu vor să întoarcă în România niciodată, pentru că se ocupă lumea de ei. Deci nu e doar teoria pe care o fac, din păcate, copiii noștri aici. Și în loc să învețe aplicat, nici nu știu ce cuvânt ar fi, uite, turnul ăsta vine de acolo, s-a construit așa, acolo se executau vrăjitoarele, de care au zis voi, s-au executat numeroase vrăjitoare în centru vechi, unde stăm noi acum și bem bere sau suc și mâncăm pizza. Fără să știe foarte mult lucrul acesta. Îmi povestea un prieten foarte bun de-a meu, Lazi Kovac, că a fost în America și a văzut pe bordură 20 de copii întinși și unul stătea în fața lor, copilaș. Și a întrebat, ce faceți aici? Și le-a zis îndrumătorul, ăia de pe bordură vor fi jurați, și ăsta de sus e avocat. Deci încă de la 5-6 ani îi pregătește pentru a intra în justiție. Ei, la noi, un șofer pe care l-ați avut și dumneavoastră invitat în studio, șoferul unui infractor că a fost condamnat, acum a ajuns în Parlament și vorbește despre luptători anticomuniști că n-au au fost contra României aia de a luptat în munți. Păi să mă scuze, și cei de la Revoluție au fost contra statului român, nu? Că au ieșit în stradă și l-au dat jos pe președinte. Deci incredibil. Ei, asta e diferența, că spuneam, îmi plac specialiștii, deci dacă domnul Pășcuț a spus ceva, îl cred pe dânsul. Eu am încredere în specialiști, până la proba contrarie, bineînțeles. Nouă ne lipsește așa ceva. Așa că cei din piață, din păcate, mi-ar place să fie altfel, să fie ghiz, să îți arate, să îți explice, să se plimbe cu tine, să... Ei stau lângă turn. Eu îi înțeleg, nici măcar nu îi acuz, nici măcar nu vorbesc despre ei acum. Mi-ar place să fie cineva care să poată explica tot. Mulțumesc, Felix, pentru prezență. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. E mâine, e Moș Nicolae, mai vine și Moș Crăciun, așa că i-am dat idei moșului Bonie, sau foarte multe idei i-am dat moșului, uite, și mie mi-ar plăcea să mă ducă moșul așa ceva. Ne vedem mâine seara ora 20 cu alt subiect, tot mai special, pentru că e deja seara de ajun de Moș Nicolae.